Start în campania electorală pentru Raul Olaioș. În această noapte, candidatul reper la primăria Timișoara împreună cu echipa sa au lipit primele afișe pentru această campanie electorală. Primul afiș a fost pus la Filarmonică. Acțiunea a continuat în fața Operei și în Libertății. Până astăzi, la ora 14, au fost acoperite peste 40 de locații din oraș. Bun, am dat start campaniei și lipim primul afiș. Cel puțin încercăm, te ajutăm. Hai să vedem, tehnic, nu merge prea bine, ia să vedem, cam solid, ține tu ăsta, așa, ia să vedem, bun, ia să vedem, așa, cam strâm, bun, să fie într-un ceas bun, ne vedem pe 9 iunie, cu rezultate pozitive.